Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Bă băieți, înainte să trecem la joacă, vreau să vă spun de firma de hosting Fireshield. Este firma care îmi găzduiește și mie serverul de CSGO și este o firmă super, super bună, adică gândiți-vă că a ținut și 60 de player pe CSGO fără să fie lag pe server sau fără să fie instabilități și chestii de genul. Mi se pare super, super șmecheră firma aceasta de hosting, deoarece au hosturi care încep de la 5 euro pe lună cu specificații destul de decente și mai oferă și un trial gratuit de 7 zile, adică puteți să aveți serverul vostru de CSGO timp de 7 zile gratuit, ceea ce mi se pare o chestie super, super șmecheră. Și au mult mai multe, poți să-ți iei și VPS-uri de la ei și domenii, etc. Nu uitați, acolo aveți link în descriere și în primul comentariu. Hai să trecem la joc, bă băieți. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO Danger Zone Hacking. Dacă mai vreți episoadele genul în continuare, dați și voi acolo like, să facem 1000 de like-uri la acest episod. După cum v-am promis, o să postez câte un episod din fiecare mod de joc. O dată la 3 zile, adică azi cum ar veni postăm Danger Zone, mâine o să postăm Competitive și poi mâine o să postăm Wingman. Și tot așa, bă băieți, pentru că vreau să mai și diversific canalul și v-am spus că obiectivul nostru pe acest cont este să facem cel mai mare rank pe fiecare mod de joc din CSGO. Așa că dacă susțineți ideea asta, dați și voi acolo un subscribe și hai să strângem 1000 de like-uri. Nu uitați, bă băieți, la 70.000 de abonați o să facem live nebun de 12 ore. V-am știți promisiunea asta mea că fac o dată la 10.000 de abonați câte un live stream de 12 ore. Sperăm să ne dea rank-ul având în vedere că avem 6 win-uri. Astea sunt comentariile din episodul trecut, bă băieți. Nu uitați, dacă vreți să apareți în următorul episod, puteți să lăsați orice fel de comentariu la acest episod, de preferat să fie idei sau, nu știu, chestii pe care vreți să le fac în următorul videoclip sau chiar idei, desigur, pentru că puteți, nu știu, să-mi ziceți o idee de provocare sau, nu știu, un cheat nou pe care aș putea să-l folosesc, puteți să lăsați în comentarii și o să vă apară comentariul în următorul episod. Hai să-i dăm go la meci, zic, bă băieți, nu? Da, bă băieți, am intrat în meci și am observat că efectiv mi-au dispărut toate configurile din Exitium. Nu știu ce s-a întâmplat și m-am pus repede să-mi fac aici un config să mă bată, dacă nu o să mai stau să reinstalez Exitium. Acum cine știe, s-o fi făcut un update sau chestii de genul, dar eu nu mai am timp, bă băieți, să ies din meci, să mă bată. Nu vreau niciun hotkey, bă băieți, visible only. Nu, always. Stați un pic, bă băieți, name, așa, bam, se punem să ne arate și pe prietenii noștri. Nu știu, băiatule, mamă, stați un pic să ne dăm drop. Bă băieți, am făcut mare prostie aici. O să vorbim imediat și despre titlu, probabil că pentru titlu ați intrat cei mai mulți dintre voi acolo. V-am pus un titlu clickbait rău de tot, a fost clickbait, că nu-i, mă băieți, clickbait-ul, să vă povestesc imediat despre ce e treaba. Repede, weapon, glow, SP și glow, diffuse kit, SP și glow, grenade, SP și glow. Gata, bă băieți, ne-am făcut aici un mini config, ne arată dropurile, ne arată absolut tot. Bă băieți, probabil că ați văzut din titlu acolo că scrie că este cel mai bun moment să vă cumpărați Exitium și da, chiar așa este, pentru că băieții de la Exitium au o reducere nebună, să zicem așa, de vară, că a început vara, că pui mei, nu știu, vara a început eu din câte știu de la începutul lui iunie, dar e bine, la băieți acum a început vara sau probabil că au promoția asta de mai mult timp și nu am aflat eu încă de ea, dar mi-a spus aseară ownerul de la Exitium, bă frate, spune-le și tu acolo la abonații tăi că avem mari reduceri aici, mari, nu știu exact, din câte știu sunt mai multe coduri de reducere. Mie mi l-a dat pe la Summer21, deci dacă scrieți la promo code Summer21 când cumpărați codul, o să primiți o reducere de 10%. Reducerea de genul merge doar pe subscripția pe o lună, adică doar dacă vă cumpărați codul pe o lună o să meargă chestia asta. Ce vrei, mă, băiatule, mă? Ia uite-l pe ăsta ce mă blochează, el mi-a dat drop la cuțit cu aia. Dă-te, mă, de aici. Și am fost foarte hate-uit în episodul trecut că nu am vorbit despre oamenii care au evaluarea națională. Bă, băieți, sincer să vă spun, nu că s-a arogant sau ceva, dar eu am și uitat de evaluarea națională că există. De-abia când am văzut comentariile acolo, că mi-au zis mulți de băi, bă, frate, nu le urezi și tu un succes la cei cu evaluarea națională. Așa că, bă, băieți, eu nu știu dacă ați dat și a doua probă, știu că ieri a fost proba la română. Nu știu dacă e și proba, nu, de fapt alaltă ieri a fost proba la română. Acum nu știu când o să fie proba la matematică sau nu știu dacă a fost deja sau dacă e ea sau dacă pui mei, dar oricum vă urez mult succes și dacă ați dat deja, vă urez succes la cum o să vă bată părinții, bă băieți, dacă luați note mici, dar eu zic că o să luați note mari, bă băieți. Asta îmi zice intuiția, bă băieți, că o să las toți note mari. Acum hai să vedem ce face meciul ăsta. Mai avem nevoie, cred că, de ioi, Doamne Iisuse, Doamne mamă, ce am luat pe ăsta, o să, bă, dar ce dracu e cu FPS-urile astea? Eu cred că am 40 de FPS-uri. Băieți, nici nu vreau să mă fac de căcat, am 80. Mam, parcă merge. Oh, mi-a dat Tecno, mersi, bosule. Bă, dar ce dropuri îmi dă ăsta? Bă, băiatule, chiar ești de treabă. Dă-mi sensibilitatea asta un pic mai mare, că mici mouse-ul pe birou de zici că e cârpă în puii mei. Și da, cam asta am vrut să vă zic, băieți, succes neapărat acolo, bă băieți, dacă ce aveți încredere, dacă sunteți abonați la canalul Raul2K, o să luați note mari, garantat, deci nici nu se pune discuția de așa ceva. Și chiar sunt curios ce rank o să iau. Aș vrea să iau un rank decent, sincer, pentru că v-am spus că înainte mă interesa de rankuri, adică înainte mă gândeam, bă frate, dacă iau rank prea mare și o să dau decodați după, dar acum având în vedere că
am tras vectorul perfect, exact așa cum îl voiam eu pe contul ăsta, n-o să mai am nevoie de. Oh, ce l-am luat pe ăsta? Uite că pot să iau gloanțele, au mai rămas gloanțe. Unde sunteți gloanțele? Uite aici. Acum având în vedere că am tras vectorul cum vreau eu, sincer nici nu mă mai interesează de. Ia uite-și pe ăsta, bă băiatule, bă, dar fac numai kill-uri aici. Numai easy kill-uri fac, bă băieți, numai easy kill-uri să mă bat atât în meciul ăsta de Danger Zone în 5 minute. Bă, ce avea asta MP7? Vezi câte gloanțe. Oh, avea mai multe gloanțe la asta. Păi da, bineînțeles, s-a așa comandat ceva, ar fi păcat să-i furci are în cutia asta, așa. Oh, și-a luat armură, dar eu am deja armură. Deci da, bă fraților, ce pot să spun mai mult decât atâta? Cu Exitium chiar, nu știu, mi se pare super tare oferta, adică, bine, nu e neapărat o, vă dați seama, 50% reducere, dar oricum e o reducere acolo care, sincer, și eu, adică eu înainte când îmi cumpăram coduri nu prea aveam așa bani de coduri, bine, acum le primesc pe gratis, dar e partea a doua. Bine, nu pe toate le primesc pe gratis, multe dintre codurile pe care le promovez le mai și cumpăr, pentru că oamenii poate nu vor să facă parteneria cu mine sau poate pur și simplu îmi place mie codul ăla, uite-l pe la ce o să mor acum, poate pur și simplu îmi place mie codul ăla așa de mult încât vreau să-l cumpăr, să nu mai stau să le dau mesaj la ăia, să vorbesc cu ei, să nu știu ce, pur și simplu dacă îmi place codul și văd că nu-i la un preț exagerat și chiar e decent, mai mult îl cumpăr și... Na, pui mie, așa eram și eu înainte când cumpăram toate codurile, căutam absolut orice, mă uitam pe tot forumul după promocoduri și chestii astea, așa că sper să vă ajute promocodul ăsta, bă băieți, e reducere, nu mai știu, 10% mi se pare, dar oricum 10% e o reducere destul de bunicică, părerea mea, adică până la urmă nu faci nimic, adică nu te pune să cari balb ăsta, să cari în puii mei cărămizi pentru reducerea aia. Știți ce zic? Bă, ăsta e cam suspect așa, Dragonfly ăsta. Oho, bossule, te-ai dus. Bă, dacă am se uitat pe mine așa, ești nebun la cap prin pereți. Avem și bani de scout, dar nu știu dacă o să-mi iau scout chiar acum. Scoutul de obicei mie îmi place să le iau în ultimele momente ale meciului. Bă, băiatule, chill. Chill out, băiatule, chill. Mamă, ce-a dat ăsta, ești prost. Hai băiatule, hai băiatule, s-o dăm bine. Hai s-o dăm, mamă, dar vezi că joacă bine ăsta. Jaxi TV aici pe Danger Zone, băi, să băgăm și bă, vine zona, vine zona. Lasă-mi un pic să vedem ce arme avea asta, să-l omorâm și pe teammate-ul lui, că ăsta o să-și dea respawn dacă nu-i omor teammate-ul chiar în acest moment. Ok, nu mi scoade eliminate, nu-ți mai dai niciun spawn, brother, mai e unul aici. Dragonfly, vino încoace să-ți o dau, cred că, a, ok, l-a omorât a meu. Cred că și a meu are codru, bă, băieți, că bă, că cam știe pe ăștia, ești nebun la cap, adică nu, n-are nicio treabă. Și mulți dintre voi mi-a spus să vorbesc mai... Chiar uite că tot am uitat, tot am zis de câteva episoade că o să dezbat subiectul ăsta, dar uite că am uitat să-l dezbat, așa că o să-l dezbatem chiar în acest moment, bă băieți. Mulți dintre voi îmi spuneați, bă frate, vorbești cam mult pe videoclipuri, frate, vorbește mai puțin că ne disperi, că nu știu ce. Bă fraților, eu îmi place să vorbesc, să găsesc cât mai multe subiecte de discuții, în primul rând, oricum sunt și oltean la rădăcină, să zic așa, adică probabil și de asta vorbesc foarte repede și vorbesc de multe ori chiar ce nu trebuie, dar mie îmi place pe videoclipuri, frate, să fie ceva entertaining, adică nu să mă pun să joc, să nu zic nimic, la cum dracu se mișcă așa de repede, băi. Băi, băiatul ăsta, cred că are rage-ul în puiul meu activat. Deci nu-mi place să stau, să fie episodul plictisitor, îmi place să vorbesc în continuu, pentru că, nu știu, mie se pare mai ca lumea treaba asta, adică, nu știu, nu știu cum să vă explic, dar sincer, nu știu, eu nu m-aș uita, de exemplu, la un YouTuber care efectiv stă și se joacă și, da, uitați un copac, băieți, ah, uite inamicul acolo, mă voi duce să-l omor, dacă le vorbesc și o dată la jumătate de oră, bă, mie îmi place, frate, să fii implicat, să... Simți că faci chestia aia din suflet. Deci mie chiar îmi place să discut cu voi, îmi place să zic cât mai multe chestii pe videoclip, pentru că uite, până la urmă într-un meci de Danger Zone care durează 10-15 minute, nu apuc să zic prea multe chestii. Dar mie îmi place să le zic foarte repede și să le zic pe toate, ești nebun, adică să știu că vorbesc ceva cu abonații mei, ai repede să-mi vină și mie drona cu gloanțele alea nebune. Deci sper că ați înțeles ideea. Dacă vă deranjează că vorbesc prea repede sau prea mult, puteți să dați videoclipul pe 0.25 la speed acolo și nu nicio problemă, băieți. Până la urmă se poate uita și așa dacă vorbesc chiar așa de repede sau pe 0.5 dacă nu mi se pare că vorbesc chiar așa de repede, dar nu știu, probabil, uite, singurele episoade sau, mă rog, singurele live-uri pe care n-am vorbit repede sunt live-urile alea nebune de 12 ore, care după 6 ore de vorbit în continuu, mă dați seama că obosește și omul, că până la urmă sunt și eu un om, frate, am și eu corzile astea vocale, nu o rezistă la infinit, ești nebun la cap, vorbești, tot vorbești, dar până la urmă ți se acrește, ești nebun, îți vine să închizi live-ul, da? Oricum, eu așa vorbesc tot timpul, nu e neapărat o chestie că vorbesc mult doar pe episod. Eu tot timpul vorbesc mult, puteți să întrebați pe prietenii mei, pe alea. Bine, nu prea am eu prieteni așa, dar știți ce zic, puteți să mă întrebați pe mine, că vă spun eu. Mai sunt patru inamici în viață, l-așa luat deja scout, hai să ne luăm și noi scoutat. Mamă, dar trebuie și gloanțe, mai am, nu mai am bani, mamă, mai $50 trebuie să-mi iau gloanțe. Păi nu găsiți și noi pe aici $50, frătiuc? Dar mi-au și un de la de gloanțe? Hai că găsim dacă e ceva. Și nu știu dacă ați observat, dar în mare parte eu tai din videoclip părțile în care nu vorbesc. Deci eu nu neapărat că vorbesc mult, deci asta nu e neapărat o problemă, eu tai părțile în care nu vorbesc. Mai am și momente în care efectiv vorbesc așa de repede încât îmi dispar ideile din cap, adică la modul că vorbesc, zic absolut tot și după aia nu mai am nicio idee despre ce să spun. Dar în mare parte tai. Bă, bă, unde mi-i scout-ul, frătiuc? Frătiuc! Ah, se plimba drona după mine, nouă, bossule, ăsta e a meu, ești nebun la cap. Mi-a luat el MP7-le, ce ciordale s-a făcut aici omul meu. Bă, mi-e frică de ăștia, sincer, că ăștia care rămân. Oh, ce am dat-o la mâcă în X ăla, ești nebun.
De obicei ăștia care rămân în viață ultimii sunt cei mai periculoși pentru că s-ar putea să aibă coduri sau chestii de genul, deci nu vreau să mă risc. Ho, avem 1700, hai să ne comandăm și un ăsta de gloanțe, deși nu cred că am nevoie la scout că le dau un shot one kill la toți, dar nu știu, poate vrem să încercăm un nou scope. Și atunci avem nevoie de gloanțe. Bă, omul ăsta vede că-mi comand și efectiv stă lipit de mine ca să nu, deci nu înțeleg pe ăștia, să-mi bat picioarele. Omul ăsta vede că în comand ceva, stă lipit de mine. Hai că poate îmi ciordești cu ce și-a comandat. Foarte nebun omul meu. Hai mă băiatule, unde ești? Dronă, hai, vino încoace să-ți iau gloanțele. Ia uite cu aia, dar mă enervează că te miști un metru și vine după tine drona în loc să-ți dropeze chestiile acolo. Că până la urmă puteau să-ți dropeze gloanțele aici și să-ți facă un checkpoint sau ceva ca să știu unde le-au dropat. Mamă, vine zona cet încet, băieți. Să mă duc să-l omor pe domnul inspector. Hai bă băiatule, mamă, îți doi. Poți să-i dau pe aici? Ah, cam la limită aici, băieți, cam la limită. Ah, băgața, aș sârmen în nas. Bă, cred că pot să-i dau nou scop la băiatul ăsta, că știu că Exitium oricum e destul de bun la nou scopuri, deci n-am mai încerc nou scop în viața mea, că dacă ratam ăsta... O, l-am ratat din nou! Bă, băiatule! Bă, băieța... A, mamă, ăștia spawnați acum să mă bată tata, n-aveau nimic, era ok rău de tot să mă bată tata. Și acum ultimii... What? Cum de-ai ba să ia acolo? Bă, what? A, cred că zona o colește, frate. E super ciudată zona asta în Danger Zone, sincer să vă spun, pentru că uitați cum ocolește aia, sunt cealaltă parte a hărții și eu sunt aici nebun și trebuie să ocolesc zona în pui mie și uite că vine încet. Deci nu o să extinde încet zona, bă, oh, mi-am aruncat cheia, frate, nu, o vreau înapoi. Da, mă, deci e super ciudată chestia asta pe Danger Zone, bine, într-un fel e șmecheră, că până la urmă, a, uite, acum nu mai putem să ne dăm redeploy. Deci, practic, de acum, dacă murim, bă, băieți, s-a terminat șmecheria. Sper să nu fie codația aia, pentru că eu de multe ori îi subestimez pe inamici și mă duc spre ei așa hotărât să le dau un tap și după-l văd pe la care spin-ul dă prea târziu și mi-au și o tap. Și acum, din momentul ăsta, nu ne mai putem da redeploy, deci trebuie să avem mare, mare grijă, deși cred că pe 44 fanator ăsta l-am mai omorât odată și nu are spin sau ceva. Dar bă, că vine cam hotărât spre mine, deci ar fi o idee bună să nu dau chiar rush. Ba da, a fost o idee bună, bă băieți, și bonartă la... Hai, bossule, aici să... Ce să mai zic acum, bă, frate? Ce să mai zic? Hai că dăm un nou scop. Încercăm așa, un nou scop de control. Mama, am 105 viață. Să-mi dau și hull shot-ul ăsta dacă tot... Dacă tot facem treaba. Hai, bă, băiatule. Plantez bomba, bossule. Nu mai planta. Băi, băiat. Băi, băiat. Și am câștigat meciul, bă, băieți. GG. Hai să vedem cum s-a văzut din perspectiva lui. Bă, de ce are, mă, așa cum o va acolo dunga aia? În fine, bă băieți, hai să vedem dacă am primit un rank în primul rând. Vreau neapărat, bă, spunem că am primit, am 7 win-uri, bă băiatule, să ia al 7-lea win, doar nu s-o băgași pe Danger Zone, trebuie să ai 10 win-uri, ăsta efectiv să te aliniști și voia să-și planteze bomba și și-a luat mare tap. Aici am un nou scop, două nou scopuri. Băi, am tras la milimetru, ești nebun, deci era să-l iau și l-am omorât, bă băieți. Hai să vedem dacă luăm ceva rank. Sincer, aș vrea să iau rankul că nu mai suport deja. Oh, bă, a what? Încă n-am luat rankul, bă băieți. Deci ce e asta? Deci nu-mi vine să cred că încă n-am luat rankul. Deci asta e bătaie de joc să mă bată tata. Aș mai băga un meci, dar nu știu cât de lung e ăsta. Nici nu știu. Mai băgăm un meci. Hai să mai băgăm un meci, bă băieți, de Danger Zone. Poate totuși și totuși o să ne dea rankul ăla nebun în următorul meci, o să dăm play again. Hai să mai jucăm un meci, bă băieți. Gata, bă băieți, am intrat într-un nou meci de Danger Zone. Aparent este pe o hartă cu zăpadă, cu nebunii, nu știu. A, ba, am mai jucat pe harta asta. Era să zic că n-am mai jucat, deci nebun la cap, la cât Danger Zone am mâncat pe pită, cum n-ai, cred că am jucat pe toate hărțile și sunteți nebun la cap. Bă, fratele, sper. A, iar am timp, uite unde s-a spus. Doamne, mă, de ce omul mă vede că s-a pus el înaintea mea și știu eu prost, bă, chiar habar n-am, chiar n-am văzut chestia asta. Bă băieți, hai să vedem dacă totuși după acest meci o să primim rankul, pentru că sunt foarte, foarte foarte extrem de curios dacă o să primesc sau nu rankul ăla nebun. Cred că o să încerc să termin meciul ăsta cât mai repede. Efectiv o să iau armă, o să-mi cumpăr dacă e nevoie și o să dau rush pe ei ca din mamă. Ce o să le fac? O să vedeți meciul ăsta, bă băieți. Sper că nu mi s-a resetat config-ul, că s-a terminat. Nu mi s-a resetat, bă, config-ul, băieți. Aparent nu e niciun drop aici. A, ba da, mă, apar dropurile după ce te dropezi. Mamă, ce coincidență. Oh, bossule, păi hai să vedem aici dacă zgloanțe îmi bat picioarele. Ah, frag grenade. Nu prea aveam nevoie, dar hai să zicem că se iartă. Bă, dar nu văd loot-ul, băieți, what's happening, bă, băieți, stați un pic, a, ba, da, îl vedem, uite, Glock 18. Chiar așa de puțin loot să fie pe harta asta. Ia uite-l pe la, uite-l pe la, uite-l pe la, uite-l pe la, trazarii, laaa, pui mei, ce era să mă ia. Vai, vai, hai să dăm hălșatul, ești nebun la cap, că era să mă ia asta, mamă, ce-am țipat, ești nebun la cap, nici nu mi-am dat seama, mai repede să dăm aici, să ne luăm glanțele astea nebune. Bă, bine că e Exitium-ul bun, bine că nu s-a dat bătut Exitium-ul și m-a salvat, ești nebun la cap. Uite, dacă nu l-am toate glanțele ca Hapri, acum foloseam glanțele alea nebune pe Mac-ul ăsta, nu pe Glock. Dar aia e, bă băieți, o să jucăm cu Glock-ul, bănuiesc. Oh, păi stai un pic aici că mai găsim niște gloanțe. Hai că mai găsim niște gloanțe dacă e ceva. Am găsit gloanțe de s-a termin... Ia. Set, please make models remove. O, am înțeles, bă băieți, uite, easter egg-uri pe CSGO pe Danger Zone. Ce drag... Băi, nebunule, ce e asta? Eror în pui mei. Mă joc Garry's Mod aici sau ce... Alt eror! Băieți, ce mă joc? Danger Zone? Ce se întâmplă? Ce e asta? What? What? Ce e asta, bă băieți? Ce se întâmplă aici?
Ok, asta este o chestie foarte ciudată, deși eu să vreau să dau acum araș pe toți ca să-i rup în două. Avem și emo. Ia uite cu aia altă eroare. Bă, sper să nu mă încurce chestiile astea când vine vorba de win, pentru că poate e unul ascuns într-o de aia și nu-mi dau seama dacă e după perete sau nu și poate mă omoare aici, nebun la cap. Că ar fi chiar nașpa rău de tot. Bă, totuși sper să-mi dea rancul să-l fie al 8-lea win dacă nu mă, sau al 9-lea win dacă nu mă înșel. Deci ar trebui totuși să primi și noi rancul ăla. Bă, a, e la teammate-ul meu, m-am speriat, nu știam ce-i săgeata aia de acolo. Nu știu, teoretic, dacă ar fi după mine, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, ar că am trebuit să primez rancul. Eu zic că rancul în 8 meciuri, eu zic că ar trebui să-și dea seama cei de la CSGO dacă, bă, uite frate, ăsta joacă bine, sau uite frate, ăsta e praf, hai să-i dăm lebret acolo. Deci, na, bam, ăștia cu echipierea, mă doi, mamă, ce l-a luat cu P90, ești prost? Unul mort, hai. Team wipe, bine, bă, băieți, team wipe, atât, am vrut să vă dai să luăm și noi P90-ul ăsta. Am zis, hai să luăm și noi P90-ul ăsta, perfect, are și gloanțe, avem și bani gârlă. Deci nu am putea să ne plângem de ceva. Cine trage în mine? Cine este ne... Eu... Cine? What the fuck? Ah, uite-l! Coaie! Nici nu l-am văzut respawning. Bă, ești prost! Ce m-a luat ăsta? Nici nu l-am observat de unde trăgea. What the fuck? Mamă, sunt prea proaste. Deci gemsurile astea pe... Gemsurile astea albe... Pe... Să zoomăm un pic aici. Pe o hartă albă. Nu prea a fost o idee bună. Stai că ăsta e name-ul. Box-ul trebuie mie. Box fill. Ah, putem să-i dăm și fill. Asta e un pic outline field. Aia e tati. Păi acum o să-i vedem ca lumea pe băieți. Ia uite, ăsta e de la mine. Deci mie, man, can you drop me something? I just died. Please, drop me any weapon if you have one. Mamă, ce bendy drept în coaie. Că nici ăsta e sărac lipit și ăsta aici nebun la cap. Please, drop me any weapon, man. Oh, thank you, man, I'm going to kill all the guys for you, man. Thank you so much, mamă, mi-a dat drop-ul, sunt drăgostit de omul ăsta, bă, băieți. Nu-i vedeți, mă, ce player ca lumea pe Danger Zone, omul efectiv nu mai are nicio armă și mi-a dat mie toate armele, că, what? Nici nu înțeleg cum dracu e posibil așa ceva pe CSGO, bă, băieți. Efectiv, omul ăsta n-avea nicio armă în afară de Tech9-ul ăsta și am zis să-mi dea arma și mi-a dat-o aici, nebun la cap. Și alții pe matchmaking, că n-au 10.000 de dolari și le ceri un AK... Zic că n-au bani în puii mei. Vedeți, mă, băieți, ce înseamnă să fiu un ca lumea. Pe omul ăsta l-aș pupa pe frunte, sincer să vă spun. Hai să luăm și Nova ăsta, poate nu știu mai târziu la ceva. Băi, poate nu știu și Nova ăsta mai târziu la ceva, deși nu prea cred că o să fie neapărat de ajutor, că nu e long range și aici pe Danger Zone avem nevoie de arme care trag la distanță mare, pentru că uite cum e ăla acolo, dacă are un SSG, mă poate omorâ chiar în acest moment. Hai să mergem. Bă, dar eu tot încerc să mă uit după team-uri. Că eu știu că e spawn-ul activat, deci nu înțeleg de ce sunt oameni singuri. Sau ăștia ca mine care efectiv au intrat solo, dar au dat acolo autofill și joacă fără, adică joacă fiecare pe cont propriu, ești nebun la cap. Nu înțeleg, ia uite asta, mă, cam știe, sau? Nu știu, mă, mi se par suspecți ăștia care efectiv stau undeva și când te apropii de ei sar și dau raș pe tine. Asta-i prăjale, ești nebun la cap, îl cheamă Papa Pig în puii mei, mena. Oh, băiatule, nice, să nu mi scoadă eliminate. Înseamnă că era squad-ul lui acolo în stare de... Respawn și tocmai ce am distrus squad-ul. Păi e bine, frate, am făcut treabă. Oh, de la de gloanțe, pot să le folosesc pe text, scuză-mă, deși nu cred că pot să le folosesc. Ba da, le-am folosit pe toate și uite, o să iau și... Oh, și macul ăsta, bă, băieți. Eu zic că iau la mine macul ăsta și pe 7 ăsta. Eu zic că suntem destul de stacați încât să mergem să dăm rush pe inamici, dar poate... Oh, ce e asta, bă, băiatule, ia să vedem. Da, prost ești, nebun la ca, mai bine nu-mi foloseam acolo cheia aia. Să pierd 2 secunde din viață să deschid aia și să nu fie nimic util. Hai că am putea să începem rush-ul acum, zic. Oh, ce asta, armură? Păi da, bineînțeles, bă, băieți, avem și armură aici. Blanao, Zeus, nu cred că o să dai o Zeus, deci și am un Zeus deja. Nu cred că o să-l folosesc eu vreodată pe Danger Zone. Mamă, mă enervează blocul ăsta de eroare. Stai în fața mea, nici nu știu să-mi dau seama, o să încep să trag. No, nu în fața mea, e un zid în fața mea, dar nu știu cum nu l-am observat. De ce cu chestiile astea cu error, bă, băieți? Uitați, nici nu pot să văd dacă ăsta e în fața mea sau nu. Ok, nu e în fața mea. Băi, ce-i treaba asta, bă, băieți, că nu-mi dau seama. O să trebuie să încep. Ah, era în fața mea, băiatul ăsta e în miscoa de eliminate. Deci ce? Spuneți-mi și mie, bă, băieți, astea scrieți de la mine sau de... SSG, păi da, bineînțeles, băieți. Hai să luăm și aici vreo 2 ammo boxuri de astea, că, sau 3 sau chiar 4 ammo boxuri. Acum o să vină hate-ul în comentarii, frate. Ai puteai să folosești banii aia pe altceva, tu ai folosit pe emo box-uri, ești un prost, un foarte prost investitor, dar să știți, bă, băieți, că eu l-am urmărit pe Adrian pe TikTok și această investiție este făcută cu cap. Și totuși, nu pot să-l omor pe ăla, că nu știu dacă e în spatele peretelui sau nu. Ok, incoming supplies. Ia uite-le aici, bă, băieți, când vede ăsta câte drone îmi vin, îl ia cu cap, ești nebun. Am luat, cred că 4 de astea de gloanțe, dar o să vină și o să-și ia și el gloanțe. Hai, bossul, ia-ți gloanțe, că oricum n-ai nicio treabă, bă, frate. N-ai nicio treabă. Hai, dă-mi și mie aici, bă. Hai, băiatule, vină și ia-ți gloanțe câte, uite, nici deci am comandat atât de multe de astea încât nici măcar nu putut să-și ia gloanțe din toate, sunteți nebun la cap. Nici măcar, uite, nici asta, nici nu putut să-și ia gloanțe din toate, ești nebun, gata, suntem full stacați, băieți, suntem full stacați, merge doar de rașa acum. Deci am comandat atâtea emo boxuri încât și eu și el
Ne-am luat gloanțe full, ești nebun la cap. Deci din 4 emo boxuri eu zic că puteți să vă luați gloanțe full dacă asta vă întrebați toată viața. Uite un emo box. Ce noroc pe mine, bă băieți. Ce noroc pe mine. Hai să ne stacăm bine, bine, bine. Mamă, 36, nu știam că poți să ai 36 de gloanțe pe scout. Mamă, mă enervează chestiile astea cu eroarea. Chiar îmi vine să mă zgâri pe ochi când văd chestiile astea, că nu-mi dau seama dacă inamicii sunt spatele pe, adică doar dacă îl văd punul aici cu olhecul, da? În chestia asta cu erori. De unde știu eu că el nu e în stradă sau că e în casă sau chestii de genul? Și trebuie să trag pentru că probabil că el mă vede. Nu știu, eu presupun acum chestia asta e de la mine și inamicii mă văd și nu pot să mă risc chiar în halul ăsta, dar o să mă duc eu mor pe ăștia doi, par să fie squad, având în vedere că-s destul de apropiat și nu se bat între ei. Uite, acum de unde îmi dau eu seama dacă ăsta e aici? Ei, uite, așa mi-am dat seama, bă, băieți. Și cred că și ăla. Sau ăla e ascuns după piatră sau ceva, poate îmi da acum head, îmi pui mie că nu știu ce fac. Nu, ăla e în spate. Dar hai să-l omor repede, că dacă era teammate-ul lui ăsta o să-și dea respawn ăla, că încă nu s-au tăiat respawn-urile și degeaba l-am omorât pe ăla. Hai, bosule. Hai, bosule. Oho! A, nu erau teammate. Sau s-au apucat să respawneze oare deja? Nici nu cred așa ceva. Bă, avem iar 1000, să mai comandăm un embobox, bă, băieți, așa să fie treaba, bă. A, ăla e Robin, am eu. Păi și restul, frate, unde-s? Spune-mi și mie, frate, unde-s restul? Mai sunt 5 inamici în viață. Deci pe ăștia doi n-am făcut nimic, ea mă omoră că o să-și dea respawn. Dar probabil că se pun și kill-urile astea la rank, adică, na, probabil că detectează sistemul de rank up kill-urile făcute și, na, poate mă așteaptă cu ceva, deși le-am făcut degeaba. Mi-am mirosit două, chiar 4 gloanțe, cred că degeaba, pentru că am tras și prin perete și nu l-am nimerit. Ce drec... Ia uite cu aia, mi-am aruncat emărul, nici că mă mai duc să le iau. Uite-l pe ăsta, asta e a meu. Hai, mă, băieți, să vedem. Chiar am zis că termin repede meciul ăsta de Danger Zone, dar se pare că nu este chiar așa, bă, băieți. Dar vreau să-i dau prin perete să se oftice, să dea quit. Hai să mergem repede pe el, să-i dau prin perete să se oftice. Mamă, nici n-am banii hapul activat să mă bată data. Hai să vedem acum aia. Hai, bosule. Copile, bosule, mamă, ce badie mi-am dat la băiatul ăsta. Hai, repede să luăm tot ce avea. O să mă duc acum, nici nu știu unde să mă duc, sincer să vă spun. Uite-l pe tipul ăla și pe tipul ăla. Mai sunt 4 inamici în viață, deci înseamnă că s-a mai dat un squad wipe. O să mă duc pe băiatul ăla. Poate băiatul ăla a rămas singur și poate am și eu noroc să-l omor, să mai fie minus un player. Și ar mai fi ăla și încă unul mai trebuie să fie, că noi nu ne punem, deci eu cu echipa mea nu ne punem. Ar trebui să mai fie unul în afară de ăștia doi pe care i-am văzut acum. Nu, mă, iar o să mă jurați, bă, că vorbesc prea mult. Dar, aie, bă, băieți, nu pot să vă las așa. Ia, jump shot. Oho, enemy squad eliminated. Perfect, atât am vrut să vă uiți. Atât am vrut să văd ce se prelinge Fire Grenade-ul ăla. Mamă, cât destacat, nu vine să cred, bă, băieți. Deci n-am mai fost așa destacat pe Danger Zone, cred că de nu știu cât timp. Na, uite-i pe aia, nu, ăla e loot. What? Spune-și mie cineva unde ceilalți doi, că uite, eu îl văd pe ăsta. A, ăia doi sunt acolo, numai că sunt foarte, foarte departe. Și Greg ăsta o să moară chiar în acest moment, squad eliminated și mai e doar squadul ăla de 2, deci este un squad versus un squad. Eu zic că squadul meu va câștiga, bă, băieți, nu știu ce spuneți voi acolo, ce părere aveți, dar dacă o să vedeți partea asta din episod, înseamnă că squadul meu tocmai ce a câștigat, pentru că v-am spus, eu nu pun niciodată meciuri pierdute, mi se pare o tâmpenie. Gata, bă, băieți, s-au scos și redeployments-urile, deci practic acum nu ne mai... Yo, bro, chill out, mamă, ce-am dat-o ăla, l-am spart, ești nebun la cap. Hai să mă duc și pe... Am crezut că a zis... Cred că chiar a zis ceva ăla pe voice chat, dar nu s-a auzit. Cred că chiar a zis, man, what the fuck are you doing, man? Hai să ne dacă îi dau head pe aici ca să apară fine pe... Opa, bosulică, nu pot să le iau pe aici, așa că o să-i dau oraș pe aici și bom. Hai, bă, băiatule, hai, bă, băiatule, hai, bă, băiatule, hai, bă, băiatule. Bă, băiatule! Bă, băiatule! Ho, ce one-tap i-am dat, ești nebun la cap, băi, spuneți-mi, vă rog, că mi-am luat, mamă, de ce se vede așa? Cred că se vede de la hitbox-ul ăla lui de l-am pus. Sperăm, bă, băieți, că totuși am luat în capul de data asta. Hai să vedem și din perspectiva lui cum s-a văzut, deși cred că băiatul ăsta n-a mai apucat nici să mă vadă, ești nebun la cap, cum am dat pe lângă. Uite, mă jură, Insight, dat music, ce m-am jurat acolo. Cred că m-a făcut hacker sau ce. Uai, ce am dat-o. Hai, bă, băiețule, dacă am luat și noi în capul ăla nebun, vă rog, eu spuneți-mi că am luat în capul ăla și Wild Scout 2. Bine, not bad, not bad, deși e un rang destul de slăbut, să facem și rang 24, exact cum ne-am dorit, desigur. Am luat în sfârșit rank-ul, bă, băieți, este primul game mode pe care am rank aparent. Este un rank destul de decent, nu e nici slab, nici foarte, foarte bun. O să începem să avansăm cât de cât, adică, na, eu sper să începem să avansăm. În următorul episod o să jucăm competitive, probabil că iară două meciuri sau un meci, depinde cum le avem cu timpul. Deci mai 3 win-uri avem nevoie pe competitive, mai 2 win-uri pe Wingman și pe Danger Zone deja avem rank-ul. Bă, băieți, dați și voi acolo un like și un subscribe neapărat la acest canal dacă mergeți și regenul în continuare. Următorul episod o să fie unul de competitive. Pentru că v-am spus deja regula la început, nu mai rău să o repet. Sper că v-a plăcut, nu uitați de Summer Sale-ul de la Exigium. Dacă vreți o reducere de 10% la cod, aveți acolo link-ul în descriere. Folosiți codul SUMMER21 pentru reducerea de 10%. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!